Ministerul Agriculturii lucrează în această perioadă la elaborarea unui program național de susținere a producției de cartofi. Liderul MEADR, Adrian Chesnoiu, a avut în acest sens o primă întâlnire de lucru cu reprezentanții cultivatorilor de cartofi, membrii ai Federației Naționale Cartoful, precum și cu conducerea Clubului Fermierilor Români. Primele direcții care au apărut după aceste discuții le aflăm din materialul următor. Scopul întâlnirii dintre șeful MEADR și reprezentanții cultivatorilor de cartofi a fost de a discuta măsurile de sprijin pentru acest sector, inclusiv elaborarea Programului Național de Susținere a Producției de Cartofi. Conform unui comunicat remis de MEADR, în cadrul discuției au fost prezentate principalele aspecte ale hotărârii de guvern aflată în lucru la nivelul experților din cadrul Ministerului Agriculturii, prin care urmează a fi instituită o schemă de ajutor de minimis aplicabilă pe întreg teritoriul României în anul 2022 pentru susținerea producției de cartofi de consum Solanum tuberosum. O altă idee care s-a desprins în cadrul întâlnirii este cea referitoare la identificarea unor măsuri de susținere pentru încurajarea folosirii de către cultivatorii de cartofi din România a materialului certificat pentru însămânțare. Am prevăzut în bugetul pentru acest an sumele necesare pentru implementarea unui program de susținere a producției de cartofi. În urma discuțiilor cu reprezentanții cultivatorilor, definitivăm actul normativ pe care urmează să-l punem în dezbatere publică. De asemenea, pentru a crește producția, analizăm posibilitatea acordării unei subvenții pentru achiziția de sămânță certificată pentru înființarea culturilor de cartofi de consum, a declarat Adrian Chesnoiu. Potrivit reprezentanților MEADR, consultările pentru elaborarea măsurilor de susținere a producției de cartofi vor continua în perioada următoare cu membrii Organizației Interprofesionale Legume-Fructe, dar și cu reprezentanții sectorului de cercetare, ai mediului științific și academic, astfel încât să rezulte un program coerent, adaptat la nevoile și specificul sectorului.